Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 4 septembrie, ești persistentă și te străduiești să creezi o bază solidă pentru toate proiectele tale. Nevoia de stabilitate ți este vitală și are un impact extraordinar asupra încercărilor tale de a pune lumea în ordine. Personalitatea ta combină practic, ambiția personală și sensibilitate la problemele altora. Vrei să faci afaceri care să fie bune pentru societate și să răspândești aura de bunăvoință sinceră în jurul tău. În ciuda naturii ambițioase, ești suficient de răbdătoare pentru a analiza cu atenție toate aspectele situației înainte de a te apuca de afaceri. Tema dominantă în viața ta este tema creației. Indiferent de succesele pe care le-ai obținut în cariera ta, de modul în care este situația în familia ta sau care este statutul tău social, ești într-un fel apropiată de problemele legate de instituirea de noi structuri și forme care ar putea funcționa cu succes în practică, deși ai o abilitate tehnică pronunțată, strălucești mai degrabă în planificarea și generarea de idei, crearea de sisteme ramificate care, de exemplu, produc bunuri sau oferă servicii este punctul tău fortei. Semnul tău Zodiacal aparține constelației Fecioară. Fecioara este directă legată de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: minte analitică sobră, exactitate, educație bună, muncă asiduă, flexibilitate, prudență, modestie, ești guvernată de Mercurul insidios și inventiv, această planetă îți oferă o perspectivă și o minte vie, o memorie excelentă și o performanță excelentă. Îi atrași pe ceilalți datorită energiei tale strălucitoare și decenței profunde. Cu toate acestea, intuiția și tendința de a pune totul pe rafturi, te pot ispit la o critică excesivă, atât față de ceilalți, cât și față de tine însăți, dar ești mai liberă de introspecția epuizantă. Nu ești ușor de păcălit, ești fiabilă și activă, iubești copiii. Trebuie evitate aspirațiile excesiv de materialiste, criticile inutile, izolarea egoistă și dorința de a controla în mod insidios pe cei din jur. Datorită memoriei tale excelente și atenției pentru detalii, devii rar ori victima înșelăciunii, iar munca grea, combinată cu o energie de invidiat, îți permite să atingi înălțimul orice afacere. Trebuie să-ți înfrânesc criticul interior. Altfel aceste lucruri poate duce la timiditate excesivă, teama de a începe orice afacere din cauza fricii de eșec. Îți este indicat să lupți pentru împrăștierea ideilor tale și să dai frâul liber vivacității și curajului minții. Guvernatorul tău astral este Mercur. Acesta îți oferă caracterul critic și pedanteria. Mercur este un patron excelent pentru analiști, profesori și cei care lucrează în sectorul serviciilor. Planeta ta în exil este Neptun. Acesta este responsabil de lipsa reveriei, precum și pentru respingerea abstractizării. Îți placezi deseori ambițiile personale mai presus de orice. Aceste lucruri strică relația ta cu ceilalți. Ești fermecătoare, dulce, tolerantă, un prieten aproape perfect. Ești bine versat în multe procese de viață, folosești deducția pretutindeni, precum și propriile tale modele exclusive ale tehnicilor care îți permit să analizezi anumite situații. Fiind excepțional de pragmatică, crezi sincer că singura măsură a științei este rezultatul. Datorită înțelegerii modului în care funcționează anumite structuri, ești capabilă nu numai să analizezi, dar uneori chiar și personal să demontezi structurile ridicate pentru a arăta clar unde și când se pot provoca perturbări semnificative. În plus, Oferi adesea soluții practice la diverse probleme, soluții care dau într-adevăr un rezultat excelent. Dacă nu ești suficient de bine pregătită și nu dorești să beneficieze de locul tău în societate, poți căpăta o înaltă calificare în zona din afara legii, sau cel puțin vei deveni o persoană care știe să iasă în afara legii pentru că știi bine cum funcționează organismele de supraveghere a instituțiilor de stat. Țienu Ți nu-ți place să te învârți în jurul cozii, ești cel mai mult preocupată de eficiență și, dacă faci afaceri sau oferi bunuri și serviciu, clienții pot fi liniștiți pentru banilor. În general, este important pentru tine ca viața să aibă succes și prosperitate, deoarece orice întreprindere neprofitabilă este un dezastru pentru tine. Desigur, nu trebuie neapărat să fii conectată cu structuri sau organizații, sau să te angajezi în construirea acestora, dar chiar în privat, cel puțin odată în viață, ai încercat să construiești o structură simplă, fie că îți faci o carieră, sau îți creezi o reputație pentru tine sau pentru dinastia familiei tale, tu calculezi de obicei toate surprizele în avans, poți fi dintre cele care cred că bătrânii ar trebui eliminați pentru a ne tăzica la către nou. în fața unei structuri instabile încerci de obicei să o distrugi și să o reconstruiești, și nu doar să o repar și să o peticești cumva. Alții ar putea să nu înțeleagă cu adevărat această poziție, preferând să o lase așa cum este, chiar dacă este într-o stare absolută nepotrivită. Dinți răi, prietenii răi, o căsătorie proastă, clădiri proaste, idei proaste și chiar mașini proaste care se potrivesc destul de mult altora, dacă ajung în mâinile tale. Soarta lor este pecetluită cu o concluzie anterioară. Ești pregătită să tai fără milă ceea ce consideri inutil, fie că este vorba despre un organ brusc bolnav, familie, companie sau un costum aproape nou care te enervează cu oficialitatea sa. Te distingi față de alți nativi din fecioară prin astfel de trăsături speciale, ești prudentă, independentă, modestă. Te străduiești pentru excelență în orice, în cariera ta, în relații și în aparență, cochetăria ți este străină, precum și falsa modestie. Tu primești complimente bine meritate cu demnitate, dar nu ești înșelată de acestea, ești bine versată în oameni, este dificil să fii înșelată sau indus în eroare. Cum afectează data de 4 septembrie soartata? Pentru tine, una dintre cele mai importante componente în viață este autorealizarea și dezvoltarea proprie îți dedici toate eforturile în munca ta nu numai pentru tine însăți, dar și muncești pentru binele familiei tale și al generațiilor următoare. Poți începe cu o afacere mică, câștigând treptat impuls, o poți transforma într-o afacere mare. Dacă vezi fisuri în orice afacere, este mai ușor pentru tine să reconstruiești totul din nou decât să repari. Este important ca fiecare componentă a unei întreg să funcționeze cât mai eficient. Generezi, planifici și implementezi perfect ideile tale. În orice afacere, eficiența și dedicația sunt importante pentru tine? O întreprindere care nu face profit este o afacere catastrofală neprofitabilă. Partenerii pot fi siguri de cooperarea cu tine. Poți acționa aspru în acțiunile tale, întrucât totul ar trebui să ți se potrivească. Dacă nu se potrivește afacerii tale, ești gata să schimbi complet totul? să construiești noi relații și afaceri, în beneficiul intereselor tale care vizează obținerea unui rezultat perfect. Vanitatea, aroganța, respectul de sine excesiv, nefirescul toate aceste calități îți provoacă indignare. Ești gata să-i faci fericiți pe ceilalți dacă tu însă ți ești fericită. Vezi adânc detaliile situațiilor, în unele lucruri pe care trebuie să le înțelegi cu atenție. Poți aborda problema cu atenție, vezi întreaga structura relațiilor dintre oameni și cunoști motivele și intențiile, ceea ce îți oferă o imagine completă a dezvoltării evenimentelor. Poți fi adesea implicată în introspecția și analiza altora. Ești capabilă să prevezi un dezastru, acolo unde unii încă nu-l bănuiesc. Știi să calculezi în avans tot felul de riscuri. Importanța unui sentiment de calm și ordine te determină în acest sens ajutând alții oameni, nu uiți de propriile nevoi, dragoste și compatibilitate. În strânsă unire, te dovedești o iubită extrem de devotată. Intrând într-o relație lungă, rămâi un și credincios în vremuri bune și rele. Poți fi critică și solicitantă, dar când aceste cerințe găsesc un răspuns, îi oferi partenerului tău toată dragostea cele mai multe șanse de a face o pereche ideală ai cu reprezentanții altor semne pământești ale zodiacului, Taur și Capricorn. Aceștia, la fel ca și tine, așteaptă de la o relație mai multă constanță și stabilitate decât un uragan al pasiunilor. Taurul te va ajuta să devii mai senzuală și emoțională, iar Capricornul îți va înțelege cu ușurință dorința de ordine și organizare, posedând și gândire analitică cu reprezentanții semnelor scorpionului sau leului, ai perspective destul de bune în viața de familie, în acest caz, ei vor fi în rolul sclavului, pierzând complet conducerea în fața ta, în același timp, nici leul, nici scorpionul nu te vor suprima, apreciindu-ți inteligența, organizarea și consecvența, cele mai nereușite alianțele le poți forma cu pești și berbec, Pești, la fel ca și tine, nu sunt niciodată rezolvați din primul pas, sunt pasivi și închiși. Drept urmare, relațiile cu peștii se estompează înainte de a începe. Berbecul însă, te suprimă cu presiunea lui, te sperie cu perseverență și imprevizibilitate. Un săgetător te va considera prea rece și distantă, chiar dacă ți apreciază inteligența și spiritul de ordine, dorința de cunoaștere. Vărsătorul este mult prea invidios și avar pentru a se uita la tine, gemenii se vor plictisi ușor și vor lua imediat altă cale, balanța va crea multe nedumeriri și te va respinge lentoarea și lipsa ei de determinare. Totul este însă posibil, neștiind de nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești extrem de persistentă. Tu formulezi clar obiectivele? Planifici modalității de realizare a acestora. Pentru fiecare proiect pe care îl planifici, construiește o bază solidă, indestructibilă. Poți reveni la munca pe care ai început-o cu mulți ani înainte, iar fundația nu va trebui distrusă în acest timp. Ești ambițioasă, practică, însetată de stabilitate în viață. Ești răbdătoare, prietenoasă, sociabilă. Forța personalității tale este mentalitatea analitică, de un pragmatism excepțional, poți deveni inspirator ideologic al proiectelor, practicitatea și raționalismul îți permit să participi la partea tehnică a implementărilor, te poți simți confortabil atât ca lider, cât și ca executant. Domenii de activitate în care ai cel mai mare succes sunt, tehnologie, inginerie, pedagogie, drept sănătate și boli. Trebuie doar să zlăbești stresul mental. Deoarece lucrezi prea mult și îți asumi prea multă responsabilitate, stresul exagerat poate aduce sistemul tău nervos la epuizare completă, dacă nu sunt luate măsuri de precauție la timp. De aici, oboseala, tulburările psihosomatice, încordarea nervoasă, povara responsabilității adaugă combustibil la foc la vârsta de 45 de ani, rezultatele supratensiunii se fac simțite. O atenție deosebită trebuie acordată asupra sănătății sistemului cardiovascular. Ca măsuri preventive, ești sfătuită să ai o rutină zilnică rațională, în care este asigurată și odihnă. Ești caracterizată adesea printr-o dispoziție critică pronunțată, iar limba ta ascuțită poate înfuria orice mediu poți fi sfătuită să te dedici activității creative. Interesul pentru gătit poate fi o sursă de inspirație suplimentară. Aici poți da frâul liber fanteziilor tale. Pentru a menține confortul mental, somnul regulat ar trebui să fie o regulă clară. Destinul și norocul Ești printre puținele favorite ale norocului. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât sporesc în mod repetat proprietățile pozitive ale naturii tale, direcționând energia norocului pentru a crea condiții de viață excelente. Ți se oferă totul cu ușurință. Viața ta strălucește cu lumina bogăției, succesului, luxului, familie minunată, casă confortabilă, grandoare. Și dacă această ușurință îți face sufletul vesel, arătând milă și semănând bunătate lumii din jurul tău, nu vei cunoaște necazuri și amărăciuni. Sfaturi pentru tine Facea sufletească este mașina perpetua a mișcării tale. Pentru a menține această mașină în funcțiune, ai nevoie de puțin, o odihnă bună și somn, bunăstare în familie, la locul de muncă, pentru a obține succes, ai grijă de protecția informațiilor, idei valoroase pot fi înstrăinate cu ușurință. În relațiile interpersonale, dacă nu totul este lin, merită să arăți toleranță, mai puține critici. Mai multă bunăvoință, și conflictul se va șterge și din casă și din amintiri, ce cadouri ți se potrivesc, în general, femeile nu sunt ușor de mulțumit și cu atât mai mult, tu care ești născută sub semnul fecioarei, poate că tu însă-ți suferi de inconstanță, dar acesta nu este un motiv pentru a refuza să-ți ofere cadouri, în sfera cadourilor nu ești naivă, ești practică. Zelul de a duce un stil de viață sănătos și adecvat este o caracteristică a ta, un abonament la un club de fitness, piscină sau spa, un bilet de vacanță, o carte despre alimentația corectă și sănătoasă, cu ilustrații și rețete vii, toate acestea te vor încânta, un cadou de neprețuită de ziua ta de naștere poate fi un ajutor în pregătirea bucatelor pentru masa festivă, dorința de a cumpăra produsele uitate. Tu poți fi mulțumită de cadourile pentru care femeile din alte semne zodiacale ar putea fi jignite, un aspirator, un set de prosoape, un set de lenjerie de pat, o cutie de pâine din lemn. Dacă alegerea unui cadou pentru tine este un impas, atunci ți se poate dărui bani, dar este important ca cel care oferă să ghicească suma pentru că o sumă prea mică te va jigni cu zgârcenia celui care dăruiește și prea multă te va pune într-o poziție foarte incomodă. Un cadou bun poate fi un abajur elegant, râșniță de cafea sau o oală cu fundă dublu. Utilizarea unor astfel de articole nu contravine convingerilor tale. La fel sunt cărțile pe orice subiect, fie că este vorba de un volum de Rudolf Steiner, fie de un dicționar engleză român. Tu ai o atitudine foarte părtinitoare față de bijuterii. Este mai bine să nu experimenteze cineva cu aurul, mai bine să se concentreze pe arginte de înaltă calitate. Nu-ți plac surprizele. Dacă cineva dorește să te mulțumească, trebuie să arunce o privire la ceea ce ai deja, apoi să-ți dăruiască ceva de genul acesta. Tu pui preț mare pe confort și locuință. Prin urmare, este mai bine pentru tine să ți se prezinte cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, tablouri, nu vei refuza o pătură confortabilă, un pulover cald de din lună moale, un set de șervețele pentru băutul cafelei, un set de lingurițe pentru aceasta, perdele de bucătărie, dar cu respectarea culorilor bucătăriei. Dacă ți se oferă un aparat de cafea, este indicat să conține și un set de filtre. Certificatul de garanție și instrucțiuni sunt foarte importante. Tu citești instrucțiunile chiar și pentru acele lucruri ale căror funcții îți sunt mai cunoscute decât inventatorul. Tu nu ai nevoie de ambalaje pompoase, sclipitoare. Din potrivă, dacă îl consideri prea scump, vei clipi puțin mai dezin ochi. Florile pentru tine sunt de fapt un simbol, deci este posibil să-ți fi oferit un buchet destul de modest. Atunci când cadoul este mic, atunci florile pot fi mai reprezentative. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.